Bună seara, stimați invitați, doamnelor, domnilor! În această după-amiază se vernisează prima expoziție înscrisă în agenda culturală a Muzeului de Artă Piatra Neamț pentru anul 2022. Ziua 8-a, fără sfârșit, pogorându-se acum, pocalul se aprinde, o expoziție de pictură, desen, grafică, acuarelă și obiect a artistului George Mircea, o expoziție eveniment pe care o datorăm domnului Olive Mircea, critic de artă. Așa cum știți, ca public fidel al instituției noastre, Muzeul de Artă Piatra Neamț se află la cea de-a treia colaborare cu criticul de artă Olive Mircea și dacă ar fi să găsesc un numitor comun al proiectelor realizate împreună, acesta ar fi promovarea valorilor adevărate ale artei. Despre artistul George Mircea, cel care s-a format în preajma unor repere celebre ale artei românești, Horia Berna, Horia Paștina, Paștina ne va vorbi doamna Silvia Trăistariu, muzeograf și unul din curatorii expoziției de astăzi, iar critica expoziției va fi rostită de domnul Olive Mircea. Vreau să-i mulțumesc criticului de artă Olive Mircea pentru faptul că a răspuns pozitiv invitației Complexului Muzeal Național Neamț de a-l aduce pe simezele Muzeului de Artă pe artistul George Mircea, cu expoziție în fața căreia nu putem să avem decât un foarte mare și dureros regret, acela al dispariției premature a autorului, dar în același timp o expoziție care ne aduce infinite bucurii prin profunda finețe a creațiilor pe care le vedem în jurul nostru. O expoziție emoționantă, care prin cromatica sa, prin tema lucrărilor, prin stil, prin titlul lucrărilor, ne conduce în paradisul lui George Mircea, cel care a transformat arta într-o rațiune de viață, pentru că el însuși afirma că și-a dorit să slăvească prin culoare funebra vreme căreia i-a fost contemporan. Vreau să-i mulțumesc încă o dată domnului Olive Mircea pentru acest dar pe care mi-l face, pe care îl face publicului nemțean, într-o perioadă sau în niște vremuri poate mai funebre pe care le trăim și într-o perioadă în care cu toții avem nevoie de frumusețe, de bunătate și esențialitate. O rog în continuare pe doamna Silvia Trăistariu să ne dezvăluie biografia artistului. Mă rog. Mulțumesc mult! Ne simțim onorați să avem această expoziție deosebită, tocmai pentru că, cum spunea și doamna director, George Mircea promitea să fie unul din speranțele artistice ale tinerei generații de pictori români. Din păcate, a dispărut prea repede dintre noi. A studiat la liceul Corneliu Baba din orașul natal, apoi a urmat doar un an la
A studiat la Cluj, la Universitatea Ion Andreescu, doar un an cu profesorul Ioan Zbârciu, după care s-a transferat la București, la Universitatea Națională de Arte, unde a avut șansa să studieze cu maestru Horia Paștină. Da, în 2006 devine lector, lector universitar doctor în cadrul aceleiași universități de artă, Universitatea de Arte Naționale din București. Are 39 de expoziții personale, iată un număr oarecum premonitoriu, dânsul murind la, dispărând la 39 de ani. Peste 150 de expoziții colective, naționale și internaționale, în centre importante, în Germania, la Veneția. La Veneția a avut chiar o expoziție remarcabilă, dar despre această expoziție cred că domnul Mircea Olivu ne va spune mai multe. Da, iarăși nu aș putea să, nu cred că e meritul meu să vorbesc despre parcursul artistic al celui care a fost George Mircea. Cred că tot domnul Oliv Mircea este cel care este îndreptățit, i-a fost îndeaproape și știe exact care a fost programul expozițional pe care și l-a propus. Însă știm că prietenia cu Dan Holică a fost foarte importantă și acesta a fost unul din persoanele care, cu care a colaborat în a-și stabili un traseu expozițional. Ca orice artist are opera sa, creația sa, sunt mai multe etape, de fapt, de creație. La Piatra Neamț au ajuns, bineînțeles, ultimele lucrări din ultima parte a vieții. Iar aici cred că cel care va interveni și ne va spune ce au însemnat aceste etape, care au fost primele etape. Noi am putut identifica doar noi, cei de la Muzeul de Artă, și publicul are șansa să vadă ultima experiență artistică, adică grădinile, a pictat în grădinile de la Jibou. Da, ar mai fi multe de spus. Există un text pe care vă invit să-l studiați, un fragment din jurnalul său de artist, în care artistul foarte bine subliniază crezul său artistic și viziunea sa. Așa, cumva, ne putem explica prezența mărului ca sferă divină în foarte multe dintre lucrările sale. La Piatra Neamț cred că sunt în jur de 14 lucrări care ilustrează, în care apar aceste mere, acest simbol al mărului. Apare și pădurea și iarăși pomenește în crezul său artistic despre pădure ca oraș al ca oraș. Eu chiar aș dori să-l citez. Înălțat la cinstirea altarelor, mărul ca posibilă materializare a sferei ideale se odihnește pe altare pentru că, așa cum ne atrage atenția Ernst Jünger, în textul Frunze și pietre, altarele în ruină sunt locuite de demoni. Mi se pare foarte frumoasă această precizare a artistului. Da, vă invit să contemplați în final această expoziție și îl invit pe domnul Oliv Mircea să aprofundeze aceste etape ale creației lui George Mircea și să ne povestească mult despre ceea ce vedem azi aici, ceea ce ați adus astăzi la Piatra Neamț. Vă mulțumesc! În explicarea procesului creativ și a creației efective a pictorului George Mircea, eu firesc am circumstanțe favorizante. I-am fost aproape,
i-am răspuns întrebărilor pe care mi le-a pus atunci când el a considerat că trebuie să mi le pună și am făcut multe, multe drumuri împreună și, bineînțeles, uneori l-am îndemnat să facă anumite gesturi, l-am ajutat să facă gesturi și l-am ferit de primejdia de a trece și el și generația lui prin primejdiile prin care trecusem eu și generația mea, arătându-i și care sunt părțile bune ale, chiar și ale primejdiilor. Ca orice spirit oarecum creativ care a venit într-o familie de intelectuali, copilul George Mircea era un copil rebel. Eu îi îngăduiam rebeliunile și poate chiar uneori le încurajam cu o bucurie interioară din care ieșea la iveală un fel de complicitate. S-a dezvoltat destul de repede și a dezvoltat un simț foarte special în a simți la ceilalți valoarea și calitățile. Gândiți-vă că în casa în care el a trăit venea frecvent Nicolae Steinhardt, venea frecvent Bartolomeo Anania, adică era o casă de intelectuali care nu erau tocmai în conformitate cu gustul vremii. Eu, la rândul meu, și fiind fiul unui fost deținut politic, și George primise un fel de educație a modului în care trebuie să pui frână la multe din pornirile tale. Dar, pe de altă parte, când spuneam că am încercat să-l feresc de relele lumii în care, iată că mergem în continuare, trăim în continuare, generația mea intelectuală s-a întâlnit cu o mulțime de piedici și de frustrări cărora a încercat sau n-a încercat să le dea soluții și să lupte pentru a ieși din aceste necazuri. Mi-a venit în minte să vă spun asta pentru că în clipa în care tânărul artist, să-i zicem, pentru că se comporta ca un artist și a terminat studiile, a venit și m-a întrebat, bun, și acum eu ce fac? Păi, îți iei un atelier și te apuci de lucru, un atelier. Ai învățat o școală bună, ai avut un maestru excepțional, bun, dar un atelier trebuie închiriat sau făcut sau cum. Și l-am ajutat să facă un împrumut de 25.000 de euro la nivelul anilor 2000 ca să poată să-și facă cu mâinile lui un atelier. V-am spus aceste fapte, elemente de biografie în care un tânăr privește cu mirare la felul în care arată și se comportă cei din jur, adică elitele reale ale intelectualității noastre, și la felul în care ei încearcă să răspundă acestor lucruri și să devină atenți la ce li se întâmplă. Deci iată că tânărul pictor merge la Cluj, începe studii de pictură acolo, cred că a fost coleg de generație cu domnul George Romilă și eu mergeam să văd cum evoluează
Și la un moment dat îmi spune, după primul semestru, eu nu mai rămân aici, eu plec. Dar de ce? Probabil că aș putea nebuni dacă aș rămâne aici. Dar ce vrei să faci? Mă duc la București. Viața a mers mai departe, s-a dus într-adevăr la București, a fost o întâlnire enormă cu Horea Paștina, cu profesorul Horea Paștina, cu pictorul Horea Paștina, care a însemnat primul pas ziditor pentru o conștiință de artist și de pictor. Al doilea pas ziditor a fost întâlnirea cu Dan Hăulică. Dan Hăulică, de la a cărui naștere s-au împlinit în aceste zile 90 de ani, l-a văzut, l-a îndrăgit din prima. Eu n-am fost un mijlocitor în relația dintre ei, ci pur și simplu eram doar un termen mediu, în sensul că George m-a mai întrebat din când în când, uite ce am discutat cu domnul Hăulică, cum crezi că, uite ce zice el, uite ce zic eu, cum cred eu. Vă dau un singur exemplu aici. Când a plecat la Roma pentru a-și continua studiile, pentru a face o cursă de documentare, a discutat 2 luni cu Dan Hăulică pe o hartă în care Hăulică i-a explicat ce trebuie să facă între 1 octombrie și 1 ianuarie, adică tot ce trebuie să bată cu piciorul pentru a cunoaște orașul. Mie nu mi-ar fi trecut prin minte așa ceva, mărturisesc, dar la experiența de intelectual a lui Dan Hăulică, de relație, de viață de relație, a fost unul din lucrurile colosale. Acolo a început o viață în care în Roma avea atelier, lucra, vizita zilnic muzee, atelierul fiind la centru, la Academia din România, era în apropiere, la 5 minute de Muzeul de Artă Modernă, la alte 5 minute în altă direcție de Villa Giulia, și apoi cine știe Roma își dă seama că, așa cum zicea și Paul Gerasim și Hăulică, acolo este patrimoniu mondial într-o proporție de 80%, patrimoniu mondial cultural în proporție de 80%. V-am spus aceste lucruri ca să înțelegem de ce are nevoie un tânăr pentru ca el să poată asimila, să poată face pași înainte, vizibil sau nevizibil, sau să poată refuza să intre în această nebunie. Pentru că viața artistică, oriunde ar fi ea și oricum ar avea regulile și legile interne ale unui loc, ea e un risc, o povară greu de dus, e o formă de curaj dacă accepți să intri în interiorul ei. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, expoziția aceasta, pentru cei care au un ochi format ca vizitator de expoziție, este eterogenă și așa este. De ce? Ea reprezintă capetele de serie ale ciclurilor lui și este ceea ce el numea atelierul de la Bistrița. Avea un atelier în București, avea un atelier la Bistrița, locul unde venea anual și lucra, și mai era atelierul de la Roma pe perioada cât a stat acolo, în perioada aceea venind foarte rar acasă. Învățase de la Horea Berna, cu care se întâlnea destul de des, să-i arate mapele, să-i arate ce mai lucrează, învățase că de câte ori simți că în opera ta s-a ivit ceva, își face ceva prezența,
își face ceva, o prezență neliniștitoare, înseamnă că un cap de serie a apărut și că pe acela tu îl vei duce probabil multă vreme, vei serializa acea formă și capul de serie trebuie totdeauna ținut și nu trebuie vândut. A reținut această poveste și atunci acasă uneori m-a invitat să merg la București, să merg la atelier și când plecam îmi făcea un bagaj și îmi zicea, ăsta e încă un cap de serie. Nu-l deschide acum, că nu mai pleci decât peste două zile, că o să începem să discutăm. Îl deschizi acasă. Deci încerc să vă relatez câteva lucruri despre felul în care eu, ca părinte, ca și critic de artă, am încercat să înțeleg ce se întâmplă, cum se întâmplă și care sunt șansele și neșansele cuiva care intră în această vâltoare a unei cariere artistice. La Roma a avut șansa unor întâlniri de asemenea foarte importante pentru el. E vorba de Bruno Mazzoni, care l-a admirat, care îl trata ca pe oricare alt adult, un foarte mare cunoscător de cultură română, Bruno Mazzoni, îl trata ca pe un oricare alt adult cu care îi făcea mare plăcere să petreacă zile, să iasă la restaurant, să vorbească despre ceea ce se întâmplă în creația lui și mai mult de atâta decât Bruno Mazzoni a fost Corrado Bologna. Corrado Bologna este un enorm intelectual al lumii contemporane, un gânditor care și el, la rândul lui, are un mare respect pentru cultura română. Deci, am vorbit despre anii de formare, despre felul în care e bine să-ți construiești anturajul și apoi despre munca de atelier. Aici am adus, cum v-am spus, doar capetele de serie, pentru că multe lucrări, foarte multe lucrări, sunt în atelierul de la București, atelierul de la casa lui de acolo și care așteaptă să fie fișate, documentate și, bineînțeles, să intre într-un circuit anume. Într-un moment de plină bucurie creativă, în seara de 25 noiembrie 2018, se stinge. În acea seară primise invitația și răspunsese afirmativ în legătură cu un proiect pentru o expoziție la Roma. În fața unor astfel de evenimente, ca om, ca părinte, ca rămâi mut, nu există. Nu există niciun fel de a-ți regăsi în timp respirația normală și, să zicem, existența liniștită. Nu mai există liniște. Există doar o posibilitate pe care am încercat-o eu acum, să faci un pas înapoi și să te uiți la o operă și să vezi dacă ea are semnificație și dacă, scoțând-o în spațiu public, vei reuși să ajuți pe cineva să meargă mai departe, să ducă mai departe acele gânduri sau să le aprofundeze sau să vadă câtă viziune, câtă forță creativă există în acest fel de a înțelege cultura. O să vă descriu
două etape ale parcursului creator al lui George Mircea. Mai întâi e cel care a pregătit pentru anul 2003-2004 expoziția de la Mogoșoaia. Expoziția de la Mogoșoaia e făcută sub bagheta directă a lui Dan Hăulică. Aveți filmul expoziției aici, dacă veți reveni, veți putea privi o scurtă ochire pe acest lucru. Prima etapă din creația lui George Mircea e urmarea documentărilor lui în spațiu cultural francez, în spațiu cultural german, în atelierul lui Horea Paștina. În acea perioadă a existat o celebră întâmplare în care el, ca student, care își făcea ucenicia la clasa profesorului Horea Paștina, a primit o bursă la Veneția. Răspunsul lui a zis, nu mă duc în atelierul lui Horea Paștina, sunt mai multe Veneții decât vă puteți imagina dumneavoastră. În schimb, când se va termina aici ce e de făcut, o merge, lucru care s-a și întâmplat. Ceea ce se vede în acel film e întâlnirea pictorului George Mircea cu cultura europeană marcată de spiritul lui Bonnard. El a fost un mare admirator al lui Bonnard. Lucrurile se puteau încheia și atunci. Dacă vă uitați la ansamblu operei lui, te gândești așa că da, e rotund și că se poate adânci în acea zonă. Mi-aduc aminte că în acea perioadă l-am întrebat pe Horea Paștina, cu care sunt prieten din tinerețea mea, măi Horea, ce-ar trebui să facă ucenicul tău? Și el a zis, păi mie când am terminat facultatea, profesorul Ciucurencu mi-a spus că dacă ar avea putere, m-ar trimite la Paris sau la Roma. Deci aflam cum se construiesc carierele, cum se merge mai departe. Ei, până la urmă, pictorului George Mircea i s-au întâmplat toate aceste lucruri, a lăsat în spate România și ce se întâmpla aici, cu memoria plină de ceea ce învățase la atelierul din Armenească al lui Horea Paștina, la atelierul de la școală al lui Horea Paștina, dar felul în care se umpluse de tot ce înseamnă până la urmă pictura românească. Vorbesc așa de mult de Horea Paștina pentru că sunt rari oamenii de la care mai poți învăța iubire pentru cultura română, pentru pictura românească, pentru Lucian, pentru Andreescu. Ei mergeau zilnic la muzeu, făceau lucrul ăsta ca pe o formă de igienă a sufletului. Asta însemna relația dintre ucenic-maestru. Îmi aduc aminte, sper să nu vă țin prea mult, mi-aduc aminte că atunci când am mers prima dată la București, la Horea, la clasă, i-am spus când s-a întors în prima vacanță, zic, ce temă ți-a dat domnul profesor pentru vacanță? Și mi-a zis, să-mi găsesc un duhovnic. Și după ce s-a întors, l-am întrebat, te-a întrebat dacă ți-ai rezolvat tema. Păi, bineînțeles, era primul lucru care m-a întrebat. Și ce a zis? A zis, uite, dragul meu, dacă tot s-a întâmplat lucrul ăsta, din clipa asta suntem egali. Pictăm amândoi în fața lui Dumnezeu. Dacă cumva tu crezi că eu știu mai mult decât tine, întreabă-mă.
Ce poți să zici la așa ceva? Ce poți să zici la așa ceva? Ei, făcând acum pași mai departe, m-am întrebat multă vreme cum s-a născut la un pictor fără ca acea naștere să fie o formă de exhibiționism, cum era în toată generația lui, cum s-a născut gustul divinului. Pentru că dacă veți privi cu atenție aceste forme, aceste culori, aceste alcătuiri de sensuri și de povești, vă veți da seama că există implicit un gust al divinului într-o lume în care gustul pentru neant, pentru nimic, pentru zădărnicie, era la modă. Nu știu să vă răspund prea bine. Ce pot însă să vă spun, că mai sunt astfel de suflete în lumea artiștilor din generația celor care acum au 42, 43, 45, între 40 și 50 de ani. Dacă veți avea prilejul și dacă instituția muzeală vă va oferi chiar șansa să vedeți anumite expoziții, să nu ocoliți expozițiile pe care le face Bogdan Vlăduță, un coleg de generația lui George, cu care de fapt a fost în aceeași perioadă la Roma, au avut multe discuții acolo și după aceea au rămas într-o relație de prietenie, sau într-o altă direcție, Alexandru Răzvan. Deci toate generațiile, din punctul meu de vedere, compun vârfuri și tineri artiști care au în căutările lor un tragism al căutării, o bucurie tragică a căutării, pe care cei din jur uneori o văd, alteori nu o văd. Aș fi foarte trist să aflu că aceste căutări se risipesc. La George, în cazul lui George Mircea, nu suntem într-o adunare în care eu să-l laud neapărat, dar pot să vă spun că acum îmi dau seama că el radia tot timpul de o bunătate care îi venea din inimă. Atunci când trăiești cu cineva, nu vezi lucrul ăsta. După ce el nu mai e, îți dai seama că acel lucru lipsește, bunătatea celui de lângă tine care venea din inimă cu tot ce poate inima să dea. Și după aceea, sigur, astea sunt chestii pe care orice părinte le vede, le cultivă, inteligența luminoasă pe care artistul o pune în opera lui. George, chiar și când se ocupa, când spunea într-o etapă a creației lui, n-am adus acum lucrări, că avem destulă tragedie în lume, în jur, chiar și atunci când se ocupa într-un șir de expoziții intitulate Abel, se ocupa de mizeria lumii lui Cain și de forța destructivă, vedea câtă lumină există totuși în lume, în jur. Mi-aduc aminte că adesea cita între lecturile lui preferate erau lucruri care țineau de viața lui Cézanne, de viața lui Van Gogh și mereu te punea să cauți lumina umbrei care există în tablou. Acum, eu l-am încurajat doar în zona în care credința mea, ca și cea a lui Dan Hăulică,
și ca și cea a oamenilor care și-au păstrat o doză de normalitate în veacul al XX-lea, era ca orice gest artistic să aibă un sens. Să aibă un sens, dacă se poate, dincolo de sensul direct, fizic, să aibă și un sens metafizic. Și dacă bănuim că el există, să-l căutăm și să încercăm să-i dăm forță, să-i dăm... Pentru că doar în felul ăsta putem ajunge la adevărul picturii. Sigur că frământările și viața unui tânăr artist nu sunt ușoare când intră pe păgașul ăsta. Trebuie să ții jurnal zilnic, trebuie să asculți muzică zilnic, trebuie să fii bine ancorat cu mintea, în lumea ideilor în care trăiești și, bineînțeles, trebuie să reușești ca cu sensul acela să-ți compui propriile tale subiecte. Cum spunea Silvia Trăistariu, aici el s-a agățat de cel mai simplu element care a apărut în cultura europeană de 2000 de ani, de măr. Meros, îi zic grecii acestei povești. Și mărul ăla l-a privit, s-a făcut o istorie a tuturor marilor povești ale Europei legate de măr, până când ajungea să râdă uneori, să spună, Sezan îi spunea soției lui, când o chinuia să-i pozeze, îi spunea, fii ca un măr. Și zice, oare cum erau în ochii și în mintea lui Sezan merele? Și atunci a început tot jocul ăsta, dar care nu e doar mărul, ci e altarul, de fapt, pe care se pune mărul. Asta a fost primul gest spiritual major pe care pictorul George Mircea l-a făcut. Sigur că această poveste a fost, cred că a fost privită cu destul de mare neîncredere. Doar câțiva eram cei care îl încurajam. Hăulica a construit cu el la Paris o expoziție la Centrul Cultural al Olandei în perioada aceea, care se chema Cerul și Grădini, și în care a reușit să scoată la iveală o formă a bucuriei. Ne-am dat seama încet, încet, întrebându-ne, dar de fapt, de unde, cu ce instrumente scoți lucrurile astea din adormirea mentală europeană, și noi ne-am răspuns, de fapt, imediat, că formele pe care George le slujea erau profund inspirate de cultura orientală și mai ales de lumea bizantină. Aceasta cred că a fost cheia prin care el a reușit încet, încet să înțeleagă lumea. Sigur că aceste lucruri s-au legat între ele. Sora mai mare a lui George e un intelectual care trăiește la Salonica, a făcut un doctorat despre pictura moldovenească de aici, din România, și, în fine, probabil cândva vor ieși la iveală o seamă de lucruri spuse strâmb, spuse nedrept despre ce, cum se interpretează cultura europeană. A făcut și un doctorat care nu e neimportant pe ce cercetare s-a bazat. Titlul tezei de doctorat al lui George este Ordine și Carnaval. Totul a pornit de la o documentare foarte serioasă pe care a făcut-o la Veneția, a repetat-o în anul următor, a repetat-o și în cel de-al treilea an, după care a început să studieze fenomenul ăsta al lumii pe dos, pentru că, până la urmă, carnavalul, așa ceva conține în el.
Și de aici, bineînțeles, a ieșit mitografia personajului, adică toate lucrurile merg împreună. Te duci la bibliotecă, cum ziceam, asculți muzică, citești literatură de foarte bună calitate și stai în atelier și meditezi la formele tale și până la urmă pictura apare. Structura spirituală a întregii lui opere e foarte simplă. Ea conține un anume fel de a vedea cerul, un anume fel de a vedea orizontalitatea asta a lumii, altarul, cum i-am zice, un fel de diabasis, ca să vorbim mai complicat, viața și natura. Natura cu care se întâlnea era percepută sau este percepută de toți artiștii, mai ales cei din grupul Prolog, în preajma cărora a stat, ca pe o formă de a recupera paradisul. Pe o modalitate de a recupera paradisul. Cu toate lucrurile astea, artistul nostru a reușit să facă, cum a spus aici bine domnișoara Trăistaru, 39 de expoziții. Asta par mult, dar când ești harnic și când ți se pune în inimă ideea asta că trebuie să lucrezi, că de-aia ai venit pe lumea asta, nu e chiar așa de mult. Expozițiile au fost făcute în locuri unde publicul care venea nu trecea fără să observe. Mi-aduc aminte o seară în Piața del Popolo, la Roma, la Biserica Artiștilor, unde, după vernisajul făcut de Bruno Mazzoni și de mine acolo, de fapt, cred că era prima dată când vorbeam despre George, a venit Corrado Bologna, pe care eram siderat că îl cunosc la expoziția lui George, și și-a cumpărat două lucrări. Semne de normalitate. Un intelectual de talia lui Eliade cumpără două lucrări de la un tânăr pictor din România și, uite așa, începe să se pună altfel viața. De aici încolo e foarte important cum zicea Constantin Noica, zicea mie, că noi românii nu vom fi și nu vom ști niciodată să construim marea performanță culturală, pentru că nu știm, de mici ar trebui să știm, că esențialul e să trăiești între 60 și 80 de ani, că atunci dai maximumul de cultură cu care ai fost dotat. Ei, aici sunt probleme care țin de sistemul educativ, de lumea culturală în care ne formăm, de modurile de a ne rata și de a ne sinucide în colectiv sau individual. Asta deja sunt alegeri pe care le facem noi. Dacă ceva va rămâne din ceea ce George Mircea lasă în urma lui, ca semn al gesturilor mature și majore ale generației 2000, să le spunem, pentru că el a început în 2000, pe smogoșoaia aia, și a venit până în 2018, dacă ceva va rămâne acolo, e explicația, o găsim tot în Constantin Noica. Constantin Noica a făcut către finalul carierei lui și textul lui a fost publicat doar în germană la cererea unei edituri din Ungaria și doar în românește a apărut după moartea lui. Se cheamă Modelul Cultural European sau Despre Demnitatea Europei, cartea lui Constantin Noica.
din care dacă citești îți dai seama că în modelul cultural european creatorul european pierde sensul substantivului. Pentru că o construcție culturală a unei epoci se face după aceleași reguli după care se face o gramatică, se articulează o gramatică a unei limbi. Există o tipologie a substantivului, există o tipologie a adjectivului, există o tipologie a adverbului și așa mai departe. Demonstrația lui Noica este genială. Și bineînțeles că lumea de astăzi, mai ales lumea ultimelor două jumătăți de veac, a trăit într-o lume a interjecțiilor și a formelor minore gramaticale, a interjecțiilor și a conjuncțiilor care aproape și-au pierdut sensul expresiv, uitând că există un sens al substantivului pe care l-a dat lumea egipteană, pe care l-a dat lumea bizantină, pe care l-a dat în momentele extraordinare de efervescență culturală, l-au dat și alte spirite europene. Ei, dacă va rămâne ceva din ceea ce a încercat acest tânăr pictor, va fi faptul că el știa că doar în lumea substantivului se poate ataca direct. Și atunci, în lumea substantivului, avem aici construită expoziția pe relația tată-fiu, pe relația, cum ziceam, a altarelor, a portretelor care au, sigur că totul în cultura mare, totul trece de la o epocă la alta, te duci către pictura romană, te întorci către icoană, vii către eu știu, performanțele intelectuale, pentru că toți suntem aici cu suflet tânăr, toți care cred că ne-am adunat aici. E extraordinară călătoria lui Berna la Roma, împreună cu Teodor Baconschi, când Baconschi, care era acolo de câțiva ani, primea explicații de la Berna despre cum trebuie să privească Roma, Roma Caput Mundi, se cheamă cartea. E, toate lucrurile astea vin, unii dintre noi le învățăm prea târziu, unii nu le mai învățăm, alții refuzăm să le învățăm și, ca și mine, de exemplu, unii ne bucurăm de foarte mici isprăvi care țin de un minorat al culturii, dar care pentru anumite locuri, pentru anumite minți care se deschid, pot însemna foarte, foarte mult. Mă opresc aici, sper ca nu foarte târziu ceea ce lasă în urma sa George Mircea e un bloc major de câteva sute de lucrări, aici, cum v-am spus, sunt doar capetele de serie, să poată fi descoperite încet. Trăiesc cu nădejdea că lucrurile astea așa vor fi, pentru că se vor face chiar cu ajutorul lui. Vă dau un exemplu. Cred că nu e o lună și ceva de când am primit un mail prin care sunt anunțat că George Mircea este invitat să facă o expoziție la Ciudad de Mexico și la Guadalajara. Vă dați seama, ca om care trăiește aici, de adevărat am mai călătorit, dar nu mi-aș fi putut imagina că după tragedia prin care trecem, ne poate vedea cineva de acolo, de acolo, de acolo, de acolo. Mă bazez pe faptul că
destinul ca atare al tânărului pictor e extrem de interesant. La câteva luni, la un an de la moartea lui, mai puțin de un an, i-a fost organizată, chiar când începea pandemia, i-a fost organizată la Roma, la Veneția și la Bistrița în paralel o expoziție. După aceea expoziția a mers la Iași, după aceea vă rog să mă credeți că a fost inițiativa doamnei director Mihaela să vină aici. Deci nu toate lucrurile se fac ocult cumva. Există și ceva care ține de lumina din viața și din jurul nostru. Deci, dacă vreți să mă credeți că v-am vorbit și cu profesionalismul criticului de artă care a contribuit la elucidarea câtorva cariere și câtorva trasee de artiști, atunci căutați în această înfățișare de lucrări, atât din sala asta, cât și din sala de jos, căutați hieratismul substantivului care seamănă cu cel din cultura bizantină. Vă mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim. Vă mulțumim dumneavoastră pentru prezență. Și, într-adevăr, poate ar fi trebuit să mărturisesc de la început faptul că în toamna anului trecut, aflându-mă într-o vizită la Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova Iași, vizitam sala de expoziții permanente din cadrul muzeului și pașii ne-au purtat spre sălile de expoziție temporară. Nu am citit afișul, am intrat în expoziție, eram împreună cu soțul meu și cu copiii mei. Și chiar dacă veneam din sălile în care ne-au răstoțat cu lucrările lor maestrii picturii interbelice, am poposit mult, mult în cele trei săli de expoziții temporare în care se afla expus George Mircea. Și atunci, dată fiind și bienala, dată fiind colaborarea, l-am rugat pe domnul Oliv Mircea să ne aducă expoziția și aici la Piatra Neamț, pentru că avem un public care cred merită răsfățat cu astfel de evenimente. Vă mulțumim și poate pe viitor vom avea o expoziție a celui care l-a învățat artă, pe George Mircea. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență!